Salut prieteni! Astăzi o să vă povestesc pe scurt despre filmul Click din anul 2006, așa că puneți un like și să începem! Începem a face cunoștință cu Michel, un simplu angajat a unui oficiu. Într-o zi a vizitat delegația unui prinț arab. Ei vor o piscină unde vor încape mulți oameni și după câteva corectări, proiectul este acceptat. După finalizarea muncii, Michel merge la piscină, căci azi fiul lui are competiție acolo, doar că el nu reușește să-l găsească pe fiul său din prima, spre mirarea maturilor. Aici se află și antrenorul lui de not, care îl susține cum poate pe băiețel, fiindcă Mitchell are nevoie să vorbească pe telefon în loc să-și sprijine fiul. Când vine acasă, toate chestiile merg cu fundul în sus și Mitchell îl roagă pe Dumnezeu să-i dea o telecomandă, cu care ar putea să controleze orice dorește. Dorind să se relaxeze un pic, Mitchell merge în oraș, dar toate magazinele deja sunt închise, cu excepția unuia cu mobilier pentru casă. Mergând printre rânduri, vede o ușă deosebită, prin care intra. Spremerarea lui acolo e destul de întuneric. La sfârșitul holului, el îl întâlnește pe Morty, care are cei ce caută Mitchell. Peste câteva minute, Morty de la o parte niște uși, în spatele cărora îi așteaptă acea telecomandă. Morty adaugă că pentru Mitchell este absolut gratuit și deși bărbatul începe să bănuiască ceva, se întoarce acasă cu noua telecomandă care pornește televizorul fără probleme. În spatele lui apare soția care îi dă o mulțime de întrebări. Mitchell pune TV-ul pe pauză, dar împreună cu asta se oprește și toată lumea. Michel însă nu observă asta și doar continuă să-i răspundă la întrebări. Când se apucă de muncă, câinele îl deranjează și spre mirarea lui, scăderea volumului funcționează și la câine îi rămâne doar să iasă la plimbare, unde Mitchell verifică funcția de fast forward. Vine o nouă zi și acasă la ei a sosit în vizită prietena Donei. Lui Mitchell îi este tot una, căci el s-a învățat să-și pune TV-ul în fața ochilor, prefăcându-se că le ascultă atent. După dejun, Mitchell se întoarce în magazin. El crede că a nimerit într-un show în care trebuie să distreze publicul, dar Morty îi de, de înțeles că totul e real, trebuie doar să apese pe butonul meniu. Acum în față lui Mitchell se deschide o funcționalitate uriașă și pentru început zboară în copilăria îndepărtată, unde familia a mers la picnic. Tatăl lui a decis să-i arate un truc cu moneda. Mitchell s-a prefăcut că s-a uimit, dar de fapt a înțeles care e treaba, doar că nu voia să-l supere pe tata. Când se întorc în prezent, Mitchell vrea să afle cine stă în fața lui. În loc de răspuns însă primește o carte de vizită. Când merge la muncă, dă de, de John, într-un moment cam destul de ciudat. Dar asta nu îl încurcă să-i dea o nouă sarcină. Când se întoarce acasă, Michel observă că Ben se joacă cu un vecin nepoliticos. Din cauza asta, oprește timpul și corectează câte ceva. Când intră în casă, aude că îl așteaptă o cină cu părinții lui Dona. Și cât de tare n-ar flutura din mâini, Dona nu-și schimbă părerea. Mitchell folosește funcția Fast Forward și sare peste o zi întreagă. Doar că îndată începe o altă ceartă și telecomanda vine de nou în ajutor. Noaptea târziu, Mitchell își amintește de carta de vizită și formează numărul. Literalmente, într-o secundă în fața ușii apare Morti și asta îl șochează pe bărbat. Morty îi explică că atunci când D derulează realitatea, el mută conștiința sa în perioada necesară lui, cât corpului fizic trăiește o zi normală. Când se termină conversația, Mitchell observă că îi curge nasul și dă schip. Din acel moment, el dă schip la tot ce se consideră că e rutina. Dușul de dimineață, drumul spre muncă, însă când vede ceva interesant, pune slow motion. Când ajunge la muncă, John îl întreabă dacă a terminat proiectul. Evident că din cauza că a dat mereu skip, nu știe, însă totuși bagă mâna în geantă. Acolo îl aștepta un plan gata făcut. John trece la partea principală a întâlnirii, dar Mike se plictisește și îi schimbă aparența lui John, așa cum îi trece prin minte. În acea seară au venit și niște milionari din Japonia. Fiindcă Mitchell nu știe limba japoneză, găsește funcția de traducere a limbii în timp real. Se dovedește că japonezilor nu le este interesantă această seară, ci mai mult finalul. Când se așează la masă, direct le propune un plan prin care toată lumea va face bani și asta îl șochează pe John. Japonezii sunt super fericiți și entuziasmați. Datorită acestui deal, Mitchell se întoarce acasă cu cadouri. Donna îi zice că a auzit la radio o piesă care cânta în ziua întâlnirii lor, dar Mitchell habar n-are despre ce vorbește și decide să se transportă cu mulți ani în urmă. Vine o nouă zi. Mitchell merge la muncă. John îl anunță că încă n-a devenit partener. Se pare că această noutate nu-i prea place. Mitchell oprește timpul îndată. John se miră cum de a început să-l doară capul atât de tare într-o secundă. În aceeași seară îl vizitează pe Morty și zice că vrea să dea schip până în momentul în care e promovat. Morty pronunță doar o singură frază. A fost odată un spiriduș care și-a cheltuit timpul pe căutarea unei oale cu aur. Când a găsit-o, înăuntru erau doar niște fulgi de cereale. Se pare că Mitchell nu a înțeles ce a avut în vedere, așa că dă schip la timp. Mitchell își revine peste un an de zile, când credea că până la promovare îi rămăseseră doar câteva săptămâni. Cerțele cu Dona n-au despărut nicăieri, așa că Mitchell dă schip la timp de nou, mutându-se la ucină în sânul familiei. Copiii au crescut, iar în locul câinelui bătrân a apărut altul nou. Mitchell o întreabă pe dona unde e câinele lor bătrân și ea zice că e în pământ. În aceeași noapte îl sună pe morti, care ca întotdeauna se teleportează de nicăieri. El spune că telecomanda s-a ajustat după Mitchell și că acum dă schip la tot ce Mitchell dădea schip înainte. Fără ezitare, bărbatul încearcă să scape de telecomandă, dar ea se întoarce înapoi. Vine o nouă zi. Mitchell încearcă să nu facă lucrurile care pot să declanșeze schipul. El nu face duș, nu îmbracă costumul pentru muncă și nu conduce mașina. Asta îl șochează pe John, căci angajatul lui a venit în halat. Mitchell îi explică că nu contează în ce sunt îmbrăcați, dacă scopul lor e să îmbunătățească compania. Auzind așa cuvinte, John își scoate cămașa și jacheta. El îi spune că vrea să părăsească postul de director și că anume Mitchell trebuie să ia locul. Asta declanșează un nou schip. Trec 10 ani, Michel s-a schimbat destul de mult, dar telecomanda n-a dispărut nicăieri. Nedorind să meargă acasă pe jos, el dă schip. Acasă îl așteaptă fiul care la fel s-a mărit, iar fiica este complet opusul, dar dona nu s-a schimbat aproape deloc. Dacă să nu luăm în considerare faptul că acum ea e împreună cu Bill, fără să înțeleagă ce se întâmplă, Mitchell îl atacă. În lupta lor intervine Morti, care îi zice lui Mitchell că el poate să-și schimbe viitorul. Astfel, el se apucă să scrie o notiță. Dar odată ce timpul începe să curgă de nou, câinele îi provoacă daune critice. Peste șase ani, Mitchell își revine la spital. Donald anunță că după cele întâmplate, medicii au efectuat o tomografie, unde au observat o tumoare canceroasă și au eliminat-o la timp. După ce iese din spital, nu poate să-și creadă ochilor, peste tot vede fața lui, iar fiul s-a angajat la compania unde lucra el. Dar mai interesant e cum a reușit să slăbească. El zice că se antrenează de trei ori pe săptămână împreună cu Bill. Oricum ar fi, Mitchell propune să se adune la o cină în sânul familiei împreună cu tatăl său, dar fiul are o noutate proastă, bunicul nu mai e în viață. Mitchell începe să plângă, stând lângă mormântul lui. El încearcă să se întoarcă în ziua când a decedat, dar Morty zice că nu poate să facă asta, fiindcă atunci a dat schip și conștiința lui nu era prezentă. Totuși îi arată ziua în care tatălui a venit la oficiu, cerând să organizeze o întâlnire cu Mitchell și nepotul său. Chiar îi arată trucul cu moneda, dar Mitchell îi poruncește să se ducă naibii de acolo, care prea puțin timp. Când se întoarce la cimitir, Morty se prezintă ca îngerul morții, habar n-având ce se întâmplă. Mitchell dă chiar în ziua nunții fiului său. El are un atac de cord și când își revine, își vede copiii. Benny zice că trebuie să plece pentru o lună și odată ce azi a avut loc nunta, Mike presupune că e vorba despre luna de miere. Dar Ben îi spune că e o călătorie de afaceri. Auzind cuvintele lui Mike, încearcă să-l convingă pe fiul său să nu plece, dar el e de neclintit. Înțelegând perfect că fiul îi merge pe urmele lui, el se ridică și imobilizează pe drum medicii. Toate astea le vede morte și îl anunță că aceste aparate îi susțin viața. Pe Mitchell nu-l interesează, el are nevoie să vorbească cu fiul său. Când îi vede pe copii, el se grăbește înainte, dar inima lui nu rezistă. În schimb, îl observă Ben. Ultimele secunde din viață, Mitchell îl roagă să pună familia mai presus decât orice muncă, iar lui Bill îi transmite un salut. Dintr-o dată, Mitchell se trezește într-un magazin de mobilier. Asta îl bucure enorm și îl fuge acasă cu o noutate superbă. Toți împreună merg într-o excursie. Morty îi transmite de nou telecomanda, dar Mitchell pur și simplu o aruncă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii, voi v-ați dori o asemenea telecomandă. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!